Salutare, prieteni! Mă aflu într-o călătorie rapidă așa prin sudul țării. Sunt singur, fără familie. Și am observat, trecând încolo spre Caransebeș, că am trecut prin Sarmisegetuza, o localitate despre care auzisem doar din cărțile de istorie și am socotit că este neapărat să mă opresc aici, la întoarcere. Și mă bucur că am făcut-o, mă bucur că am văzut acest sit arheologic. Da, da. Pe cărarea asta or fi umblat și romanii oarecândva. Să vedem dacă este ceva în fântâna asta. Are vreo 10 metri. Pietruită frumos, dar nu văd apă. Din păcate, văd mizerie acolo jos. Să nu uităm că suntem în România. Atelierul de sticlărie. Construcția este compartimentată în 10 încăperi care adăposteau un atelier în care se desfășura întreg procesul tehnologic de prelucrare a sticlei. În 2 încăperi au fost descoperite 5 cuptoare. Templul lui Silvanus, zeul pădurilor, protectorul vegetației. Și dacă tot sunt eu YouTuber, o să încerc să vă dau niște îndemnuri în video de astăzi, pentru că l-am văzut recent și pe maestru Florin Călinescu vorbind despre asta. E ceva la care noi ne gândim de mult timp și chiar practicăm. După cum unii dintre voi știți, noi suntem orășeni mutați la țară, avem o gospodărie frumoasă în Maramureș. Avem niște capre, avem o pui de bivoliță, avem niște porcei, niște găini, niște cățeluși, pisici, niște iepurași. Și am ales stilul ăsta de viață, am ales să locuim la țară pentru că ne place să fim în conexiune cu pământul, cu natura. Ne place să mâncăm natural, ne place să mâncăm sănătos,
cât se poate de mult din producția proprie. Astfel, de-a lungul timpului, deși suntem la țară de aproximativ 12 ani, treptat ne-am tot extins în activitățile noastre, dobândind tot mai multe animale și prelucrând, lucrând pământul tot mai mult, până când, în anul 2023, deja avem o grădină de legume, avem o suprafață considerabilă semănată cu cartofi, avem pomi fructiferi, avem fânețe pe care noi le lucrăm și așa mai departe. Și îndemnul meu pentru voi este: încercați să trăiți natural cu alimentele pe care le produceți voi. Chiar dacă asta poate fi o provocare în secolul 21, când toată lumea preferă, cei mai mulți oameni preferă să locuiască la oraș, dacă pui în balanță ce îți oferă orașul, chiar dacă probabil îți oferă un stil de viață mai bun, mai comod, mai confortabil, mai modern, însă toate acele avantaje pe care orașul ți le oferă, le plătești ulterior cu altă monedă. Adică, locuind la oraș, nu mai e beneficiul unor produse naturale. Sau chiar dacă poți să cumperi de la țăranii din jurul tău, din apropiere, produse mai sănătoase, acestea vin cu un cost mai ridicat. Așa că, la Sarmisegetuza e un bun loc în care să vă îndemn să vă mutați la țară. Să, cum zicea maestrul George Călinescu, să-și crească fiecare căpruța lui, oița lui, ceva acolo unde să mulți tu ceva lapte de-a tău sănătos, să crești un purcel pe care știi cu ce l-ai hrănit și știi cât e sănătos că poți să-l mănânci, pentru că foarte mulți dintre noi nu ținem cont de faptul că România importă 80% din carnea de porc pe care noi o consumăm și alte alimente pe care le cumpărăm doar pentru că sunt ieftine. Și într-adevăr, alimentele produse de fiecare dintre noi sunt mai scumpe, pentru că a produce ceva sănătos necesită mai mult efort, mai multă cheltuială și mai mult timp. Așa că faceți-vă curaj, mutați-vă la țară, creșteți-vă animalul vostru și trăiți cât se poate de aproape de strămoșii noștri dacii, despre care știm doar din povești și poveștile. Istoria de obicei e scrisă de câștigători. Dacii au fost cuceriți, așa că știm despre ei ce au vrut alții să auzim sau ce le-au mai scăpat. Dar în esență, pentru că suntem români și suntem locuitori acestui tărâm, mie îmi place să văd construcții din piatră, da, pentru că piatra este materialul nostru natural pe care îl găsim pe toate dealurile, pe toate coclaurile, și admir această construcție, chiar dacă e o restaurare făcută de cineva. Am observat niște pietre frumos cioplite, se pare că, sigur, de-a lungul timpului, datorită invaziilor, multe din aceste construcții au fost dărâmate și distruse. Practic, ce vedem noi aici, probabil, e doar fundația. Probabil fundația vechilor clădiri, însă ne putem face o idee despre ce era aici, nivelul de civilizație pe care l-aveau dacii și romanii cu 2000 și ceva de ani și unde civilizația a putut avansa la un alt nivel, dar datorită faptului că noi și strămoșii noștri au fost oameni vrednici care s-au străduit să facă lucruri trainice, sănătoase și bune. Acolo, în apropiere, un dac își taie niște lemne. Gen presupune că-i dac. Nu prea ai voie să tai lemne decât dacă ești pe proprietatea ta și aia trebuie să-ți o aperi bine în zilele noastre, că nu te mai lasă nici lemnul tău să-ți-l tai. Dar pe lemnul din pădure care... Aici un aspect mic care vreau să-l ating, s-ar putea unii să nu-l înțeleagă sau să mă contrazică și chiar vă încurajez să faceți asta, însă, din punctul ăsta de vedere, am cugetat recent ce m-am gândit, statul român se îmbogățește constant, zilnic se îmbogățește datorită faptului că pe terenurile care sunt din ce în ce mai mult pârloagă și părăsite, fie că bătrânii au murit sau tineri plecați în străinătate, nu-i mai interesează de terenuri, nu-i mai interesează de succesiuni, nu-i mai interesează de reîmprospătarea dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru care strămoșilor poate au murit sau poate s-au zbătut zeci de ani ca să cumpere un teren. Și acum terenurile alea, ajungând în părăsire în uitare, se împăduresc. După ce se împăduresc, terenurile alea automat
intră în proprietatea statului român. După o perioadă în care nimeni nu le revendică, nimeni nu le actualizează documentația și mai ales după ce se împăduresc, vine statul român, se uită prin satelit și zice partea asta împădurită intră în zona ocolului nu știu care. După care tot statul român, prin reprezentanții săi, pădurare, ocole silvice, etc., toată acea ramura statului român, începe să le exploateze, fie că le exploatează legal sau ilegal, încep să taie pădurile vechi, care multe dintre ele au fost dobândite de către statul român doar pentru că fie nu mai erau moștenitori în viață, fie că aceia nu mai erau interesați de proprietate sau, în cazuri din ce în ce mai dese, proprietățile sunt cu o documentație atât de veche încât nu se mai pot aduce în prezent sau aduce în legalitate și atunci pur și simplu se pierd acele proprietăți în favoarea statului. Și din păcate, după ce statul le dobândește, de foarte multe ori ele ajung pradă pădurarilor, pentru că pădurarii sau mai știu eu ce funcții mai au ăștia de la ocole, ei păzesc cantoanele și ei de cele mai multe ori, de foarte multe ori, pădurarii dispun de pădure ca de proprietatea lor. Și asta se întâmplă, că acceptăm sau nu, atunci când pădurarul îți taie un bon pentru că tu ești prieten cu el și te lasă să duci niște lemne, de foarte multe ori lemnul ăla pleacă din pădure doar pentru că așa dorește pădurarul. Dar revenim. Statul român se împădurește, statul român se îmbogățește constant cu terenuri pe care alții nu le mai pot pretinde și nu le mai pot folosi datorită pierderii dreptului de proprietate asupra acelor terenuri. Suntem și noi într-o situație similară în care o suprafață de pădure a fost pur și simplu revendicată, să zicem așa, de ocolul silvic din zonă. Și nu poți să mergi în instanță pentru 20-30 un hectar de pământ să te lupți în instanță nu știu câți zeci de ani cu instituțiile statului. După ce l-au luat, dacă bătrânii nu s-au ocupat să actualizeze documentația, ăștia tineri degeaba se mai zbat. Însă e foarte trist când ajungem ca din pădurea care a fost a bunicilor noștri, a străbunicilor noștri, deja să se exploateze lemn în care, la care noi nu mai avem niciun drept. Și putem să întâlnim cazuri în care pădurarul vinde din pădurea noastră sau s-ar putea să ne vândă chiar nouă, doar pentru că poate. Așa că de-aia ziceam că domnul respectiv care taie lemne aici în zonă, pare o zonă mai pustie, probabil că o face ilegal. Da. Suntem într-o zonă frumoasă, ne bucurăm că trăim, ne bucurăm că avem libertate fiind în Europa, în România, ne bucurăm de viața pe care o trăim, vă salut și trăiți liber, trăiți fericit, creșteți-vă mâncarea cât de mult puteți, hrana de care aveți nevoie, încercați să o creșteți voi înșivă cât de mult și fiți sănătoși. Vă salut și ne vedem data viitoare!